părinți și bunici și bine ați venit la Părinți, la fix emisiunea în care discutăm tot ce înseamnă parenting, de la momentele dulce ale copilăriei până la provocările zilnice care ne fac să ne întrebăm dacă mai avem suficientă cafea în casă. Eu sunt gazda voastră și ca și voi jonglez zilnic între task-uri, deadline-uri, curățenie, gătit și încercările de a ține pasul cu energia inepuizabilă a celor mici. Și știm cu toții că parentingul nu vine cu un manual de instrucțiuni, dar suntem aici să ne amuzăm împreună, să învățăm unii de la alții și să ne oferim suportul necesar pentru a trece prin fiecare zi cu zâmbetul pe buze. Să înceapă emisiunea! Știm cu toții că pe măsură ce copiii noștri cresc și încep să se confrunte cu diverse provocări academice și sociale, aceste temeri pot deveni o parte semnificativă a vieții lor. Frica de a nu fi suficient de bun, teama de note mici sau de a nu dezamăgi pe cei din jur sunt sentimente pe care le-am simțit cu toții la un moment dat. Și aflăm acum cum recunoaștem semnele anxietății la copii, cum îi ajustăm să gestioneze frica de evaluare și eșec și, cel mai important, cum să le insuflăm încrederea necesară pentru a face față acestor provocări. Și ne ajută Raluca Ștefan, psihoterapeut. Bine te-am găsit, Ralu! Bună dimineața, Dana! Bine v-am găsit și eu aici la voi. În emisiune, unde e foarte drăguț, mă bucur să fiu. Este foarte drăguț, este foarte confortabil și relaxant, așa cum ar trebui să fie. La cabinet! Da, așa ar trebui să fie în general fiecare zi a vieții noastre. Din păcate, sunt foarte multe provocări așa în jur și trebuie să le facem față. Și cheia, de fapt, este acolo în ceea ce simțim. Cheia sunt emoțiile noastre, că, de fapt, totul se rezumă la emoții, dacă e să ne gândim, nu atât la copii, cât și la părinți. Absolut, e identic, e copy-paste. Părinte, copil, ce se întâmplă la copil de multe ori, ce se întâmplă la părinte de multe ori preia și copilul. Cum îi obișnim pe cei mici, cum să-și gestioneze emoțiile de la o vârstă mică, pentru ca ei apoi să aibă aceste instrumente la îndemână, să facă față, uite, fricilor, anxietății, tot felul de temeri pe care le au, de la, nu știu, întuneric până la nu o să reușesc, nu o să iau examenul și așa mai departe. Aș face o distinție înainte să vorbim de gestionarea emoțiilor, ca să nu îngrijorăm părinții degeaba. Da, da. Nu vrem să vă ajutăm. Degeaba. Da. Una este frica normală, care vine instinctiv, de când sunt bebeluși și resimt o anumită frică. Dacă sunt luați în brațe de un străin, copilul s-ar putea ca la un moment dat să înceapă să plângă. Sau dacă, nu știu, la 3-4 ani, poate fi frică de clown. Sau, după aceea, cum spuneai tu, are emoții în prima zi de școală. Aceste emoții sunt normale, ok să le normalizăm. Nu avem de-a face cu anxietate în cazul acesta. Da. Sunt frici adaptative pe care le recunoaștem, empatizăm cu copilul, încercăm să-l ajutăm, suntem acolo pentru el, în niciun caz nu îi le invalidăm. Hai mă, termină că nu are cum să fie frică de un exact, pe că nu-ți face nimic. Asta nu îl ajută cu nimic, pentru că el mai tare o să dezvolte o rezistență și chiar o să ajungă să se frustreze când o să vadă că părintele nu îl înțelege. Sau, nu știu, de exemplu, poate să aibă frică să urce în metrou sau în autobuz sau într-un mijloc de transport comun. Dacă părintele insistă și îl forțează, el nu o să-i treacă frica, ci mai degrabă o să o dezvolte mai și mult. Pe lângă frică o să intervină și frustrarea. Adică expunându-l forțat în unui stimul de care el se teme, s-ar putea să-i amplificăm frica. Când apare anxietatea și, de fapt, care sunt diferențele între frică și anxietate? Poate apărea de la o vârstă mică, poate apărea de la 4 ani, se duce mai departe în adolescență, în vârsta maturității, poate să țină toată viața dacă nu facem nimic cu ea. Anxietatea nu e o problemă atât de mare, cum o văd oamenii, nu este așa un bau-bau, dar în momentul în care ne impactează calitatea vieții, ne impactează zi de zi la copii, de exemplu, nu știu, dacă în momentul în care se izolează sau apar diverse somatizări în corp, îi doare burtica, îi doare capul, vomită, au insomnie, au coșmaruri, atunci e cazul să ne punem niște semne
milioane de întrebare și ne dăm seama că nu e doar o frică comună, nu e doar o frică normală, ci probabil că e ceva mai mult de atât. Și poate fi și transmis, de exemplu, de la părinte la copil. Da, sunt mai multe cauze. Poate fi unul genetic, biologic, poate fi moștenită dacă cineva din familia copilului respectiv are anxietate. Poate fi învățată de la o mamă anxioasă, de exemplu, sau de la o bunică anxioasă, sau poate fi presiunea pe care o resimte la școală. Profesorii poate pun presiune pe copil, poate chiar părinții acasă pun presiune. Și mai sunt diversi factori care contribuie la apariția anxietății, o traumă, de exemplu, un eveniment care l-a stresat foarte tare. De aici el poate începe să dezvolte ușor, ușor. Și cum gestionăm lucrurile acestea, de exemplu, când apar astfel de manifestări? E clar că deja când s-a ajuns la somatizări, am trecut de niște etape, nu? Adică ea e destul de bine instalată acolo, nu? Cum le gestionăm, cum le scoatem la suprafață, cum vorbim despre ele? Că poate mulți nici nu sunt conștienți. Unii spun că așa e copilul. Așa e copilul, mai fricos, e mai, nu, e mai introvert. De multe ori părinții evită să vorbească despre asta, evită să se uite efectiv la simptomatologia copilului, crezând că îi fac un bine. Sau scot stimulul anxiogen din casă. De exemplu, nu știu, ție frică să dormi singur, haide că vin eu cu tine în fiecare seară și stau lângă tine până adorm. Copilul nu o să învețe niciodată să adormă singur dacă eu îl pun să evite să nu-și înfrunte efectiv frica de a dormi singur, dacă asta poate fi o posibilă frică. Cum ar fi ok să facem? Da. În primul rând să o recunoaștem, adică să o vedem, să o acceptăm noi ca adult, să ne dăm seama că ne confruntăm cu ea și să începem să comunicăm cu copilul despre ce simte, cu o foarte mare empatie. Ei au nevoie de înțelegere, au nevoie de iubire, suportul familial este foarte important atunci când avem de-a face cu anxietatea. Psihoeducația părinților este iarăși foarte importantă pentru că, da, putem interveni și cu terapia, dacă este cazul. Aici la copii merg foarte bine tehnicile din terapia cognitiv-comportamentală, tehnici de relaxare. În cazuri extreme se ajunge chiar la medicație. Sunt inhibatorii de serotonină care pot fi administrați de la vârste mici. Și din nou părinții să fie cât mai... să formeze o echipă cu psihologul și acasă cu copilul, să fie de partea lui. Adică mai degrabă decât să-l invalideze pentru că are anxietate, să continue să pună presiune pe el, să-și depășească frica. Desensibilizarea se face într-o manieră, fie la cabinet, fie acasă, într-o manieră blândă, în care copilul are loc să-și trăiască frica într-un mod în care el poate să o facă. Pentru că dacă venim foarte agresiv, atunci s-ar putea să creăm o și mai mare frică, să-l speriem. Când vorbim, de exemplu, de perioada examenelor, sunt mulți copii care ori nu reușesc să se concentreze, uită toată materia, li se face rău, leșină, vomită, îi doare capul și așa mai departe. La fel, cum reușim să-i ajutăm, mai ales că vine perioada aceasta cu evaluări, cu ce mai au, cu BAC, cu... Ce examene se mai dau acum în perioada asta? În primul rând să luăm presiunea de pe ei, pentru că de multe ori părinții din prea multă iubire își doresc de la copiilor să fie mici genii. Și atunci, din ce am observat eu, copiii nu prea mai au timp de relaxare. Asta este, da. Merg la trei activități pe zi, plus școală, plus teme, când mai mănâncă, când doarme. Eu nu știu când se mai relaxează, că vin acasă, nu se mai relaxează. Intră în teme, nu mai știu ce mai au ei de făcut, pe unde se mai duc, ce activități mai au doar să doarmă și cam atât. Adică nu mai există bufferul ăsta de relaxare. E un ritm foarte stresant în care ei își trăiesc ziua, care da, vine de la noi părinți, pentru că și noi suntem tot timpul pe grabă și noi avem lucruri de făcut și atunci punem această presiune și de la copil. Ne dorim ca copiii noștri să fie mici genii. Aici ar fi în regulă să vedem la ce excelează copilul. Poate nu este un geniu la matematică, atunci nu e cazul să pun presiune pe el să fie olimpic la matematică, să ia nota 10 doar pentru că vreau eu ca copilul meu să aibă o mulțumesc și o medie un mare. 8 acolo, nu? Exact. Dacă da. Cu oricare notă o ia, este acolo, ok. Da. Noi putem să intervenim, putem să-l ajutăm pe copil să își înțeleagă limitele și să și le depășească, dar, din nou, într-un ritm în care el poate să facă lucrul acesta și nu cu o foarte mare presiune.
Pentru, uite, cum și spui, să nu le etichetăm sau să nu îi spunem că nu ești bun, că uite, Gigel, că Gigel excelează la toate materiile. Noi comparăm, da. Este iarăși foarte important, compararea copiilor, chiar de către profesori, de către educatori, învățători, în școli, uite, el poate, tu de ce nu poți, pune foarte multă presiune pe el, pentru că suntem diferiți și unici și atunci ar fi ok ca fiecare, nu știu, părinte, profesor, să vadă exact copilul din față și să lucreze într-un ritm în care acesta poate să exceleze în ritmul lui propriu. Dacă, în caz contrar, nu faci decât să-l frustrezi, îl invalidezi și îi adâncești, practic, sentimentul acesta că eu nu sunt bun, că, uite, nu reușesc să facă ce Exact, exact. Da? Și creezi anxietate. Sau... Și creezi anxietate, da. Este o... Cum spunea Einstein, că toți suntem genii, dar dacă judecăm un pește după abilitatea de a se sui în copac, s-ar putea să trăiască cu impresia că e prost toată viața. La fel și copiii. Merg la școală, învață foarte multe lucruri din toate domeniile. Ce nu le folosește mai târziu în viață. Nu ai cum să excelezi la toate, pentru că unele materii chiar nu sunt de interes sau poate... nu își pot menține concentrarea suficient de mult timp dacă pentru ei nu e motivant ce învață acolo. Și atunci, dacă noi intervenim cu foarte multă presiune, facem acest push, învață, continuă, trebuie să fii bun, trebuie să fii excelent, trebuie să... Copilul la un moment dat resimte acea presiune și așa intervine această anxietate, după care apar somatizări în corp, mă doare burta, nu mai vreau să merg la școală. Și creăm mai degrabă o defavoare, ca să spun așa, decât să aducem un beneficiu. Mă gândesc la tehnici sau poate activități sau chiar și a face un sport dacă îi ajută în a-și atenua sau diminua anxietatea. Anxietatea, da. Categoric. Sportul ajută foarte mult. Este chiar recomandat. De multe ori am văzut că evitarea de a sta cu anxietatea, mai ales la copii, se duce în... Lasă-l că se joacă puțin un joc pe televizor, pe PlayStation și se relaxează. Sau stă un pic pe telefon și se relaxează. Ba dimpotrivă, primește și mai multă dopamină, primește și mai mult stimul. Și atunci, da, dacă am putea practica un sport și să nu stăm neapărat în fața televizorului sau cu telefonul în mână ar fi indicat. Pentru că acolo înveți și ce înseamnă, de exemplu, poate să eșuezi. Pentru că nu ți-ai ieșit o probă, exact. Sau n-ai obținut un timp bun sau a fost altcineva mai bun ca tine. Uh-huh. Îți crește și toleranța asta la, nu, la eșec, la frustrare. Adică te ajută. E o competiție, dar e o competiție favorabilă. Și un lucru foarte important de menționat, nu este neapărat o tehnică, este ok să normalizăm eșecul. Noi îi felicităm pe copii când fac ceva bun. Bravo, ești minunat, ai făcut o treabă foarte bună. Dacă vine acasă cu o notă mică, nu mai sau bun. Dacă greșește, sau dacă a pierdut meciul de fotbal, păi dar cum n-ai dat și tu un gol? Sau da, de se ce, poate așa de ce ai luat nota asta atât de mică? Și atunci devenim critici. Exact. Și copilul, pentru că dorința instinctivă a oricărui copil este să-și mulțumească mama, să-și mulțumească părinții, începe să pună presiune pe el. De ce nu sunt bun? De ce nu fac mai mult? De ce nu dau mai mult? Și mai avem și acest prost obicei de a ne concentra. Dacă ceva n-a mers bine dintr-un întreg așa, măi, fix pe părticica aia, pe aia 5% exact. Ne concentrăm că ne-au ieșit prost, dar nu vedem celălalt 95%, da? Că ne-a ieșit bine. Adică noi suntem focusați pe ce am greșit, pentru că apar aceste voci în spate. Exact. Și atunci un lucru pe care îl putem face, eu chiar îl fac cu copiii mei, de fiecare dată când greșesc sau când li se întâmplă ceva pe care ei percep ca fiind negativ, le spun bravo, felicitări, uite ce să vezi, se mai întâmplă să și greșim în viață, greșeala normală, nu s-a născut nimeni perfect, adică și când au învățat să meargă au căzut de foarte multe ori până au învățat să meargă. Deci e în regulă să greșim și la mate, poate tema și să nu ne iasă din prima, e în regulă să nu excelăm la un sport primele două, trei antrenamente. Da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te culci pe ureche, adică e ok să înveți cum să tolerezi eșecul, dar nu înseamnă să te culci pe ureche și să zici asta e, acum nu mai ieși nici asta, nici asta, stau liniștit. Nu e chiar așa, nu? Exact. Da. Contează foarte mult perseverența, asta vine și de la noi, de la părinți, cât de mult îi încurajăm. Și un lucru foarte important, se crede că opusul anxietății, cumva ca să scap de anxietate sau ca să-mi gestionez anxietatea, trebuie să mă relaxez. De fapt, opusul anxietății nu este relaxarea, este încrederea. Bun. Pentru că atunci când suntem relaxați, ar putea să zic, ok, nu mai fac tema la mate, că mă relaxez, am anxietate, trebuie să stau să mă relaxez, nu mai lucrez pentru școală, nu mai lucrez pentru proiect, stai să mă relaxez.
De fapt, noi trebuie să lucrăm la încredere. Cu toate că ți este frică, ai încredere în tine că poți să o duci la capăt, că poți să reușești, unde ai nevoie de ajutor, hai să evaluăm, să vedem cam pe unde aș putea să te susțin în a-ți face tema, cum aș putea să fiu lângă tine, adică să vorbim cu ei într-un mod empatic, te înțeleg și mie mi-a fost greu să fac temele la matematică, mie chiar mi-a fost. Cu Tudor mi-a fost, așa este. Deci și atunci acolo e cheia, da? Deci să lucrăm la încrederea, la încrederea în sine. Să-i validăm, bineînțeles, și să-i înțelegem și să nu-i judecăm prea aspru, ci să fim alături de ei. Am încredere că pot face orice își propun. Așa este. Și chiar așa este. Și chiar așa este. Cu puțin suport din partea noastră și a celorlalți oameni din mediul nostru, putem să excelăm și la școală și în viață. Întotdeauna. Așa este. Îți mulțumesc tare mult, Ralu, că ai venit astăzi la Părinți la Fix și ne-ai dat toate aceste sfaturi super utile. Te așteptăm să mai vii, bineînțeles, cu informații valoroase și mai stai alături de noi, că avem o rubrică faină, se numește Știrile Părinților. În urma recentelor propuneri avansate în proiectul Statutului Elevului 2024, Ministerul Educației vine cu o nouă inițiativă menită să mențină disciplina în școli. Potrivit documentului consultat public, elevii care perturbă orele ar putea fi direcționați către o sală special desemnată sub supravegherea unui profesor sau a unui cadru didactic auxiliar. Această măsură, descrisă inițial ca o sală de detenție în mediul public, este menită să ofere un cadru controlat în care elevii pot să-și reflecteze comportamentul perturbator. În sala respectivă, aceștia ar fi implicați în activități constructive, cum ar fi lectura suplimentară sau completarea de fișe de lucru. Chiar dacă sintagma sală de detenție nu este prezentă în cuprinsul documentului, precizarea Ministerului Educației sugerează că această sală are un alt scop, fără a specifica exact care este acesta. Părinții, tutorele sau reprezentantul legal al elevului vor fi informați în scris despre situația acestuia și despre activitățile desfășurate în sala specială. Bineînțeles că acest proiect care conține această propunere este în stadiul de consultare publică și oferă părților interesate oportunitatea de a-și exprima opiniile și preocupările în legătură cu aceste măsuri. Vorbim mai departe despre Ziua Părinților de Îngeri, consiliere psihologică gratuită. Într-o mișcare destinată să ofere sprijin și consolare părinților care au pierdut copiii, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care marchează Ziua Părinților de Îngeri. Această zi, desemnată pentru a comemora copiii decedați la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, va fi marcată anual pe 15 octombrie. Potrivit noilor reglementări, părinții care se confruntă cu această durere imensă vor beneficia de consiliere psihologică gratuită timp de jumătate de an. Această inițiativă are ca scop să ofere suport emoțional și să ajute familiile să treacă peste momentele dificile. Și mai avem încă o știre, vine de la Asociația Telefonul Copiilor, care trage un semnal de alarmă către părinți și profesori, subliniind importanța atenției acordate comportamentului minorilor. Potrivit specialiștilor, mulți copii suferă în tăcere și nu cer ajutor, iar un număr alarmant de aproape 600 de minori care au apelat telefonul copilului anul trecut au avut gânduri suicidale. Traumele cauzate de abuzul fizic sau sexual sunt printre principalele motive care îi determină pe copii să ia decizii extreme, precum abandonul școlar și chiar plecarea de acasă. Cu un singur consilier școlar la 800 de copii și o lipsă acută de terapeuți specializați în tratarea acestor traume, mulți copii rămân fără suportul necesar. Specialiștii atrag atenția că abuzurile de orice gen, fizic, sexual, dar și alte probleme precum depresie, anxietate, bullying sau cyberbullying sunt principalele cauze care pot duce la astfel de tentații de suicid. Da, îngrijorătoare veștile. Slavă Domnului că voi reuși să faceți ce puteți în cabinete și în campanii. Doamne ajută să fiți cât mai mulți ca să putem să-i ajutăm pe copii. Îți mulțumesc tare mult, și Raluca. Să aducem această awareness. Da. În urechile poate tuturor oamenilor care au nevoie de consiliere și așa de terapie. Așa este. Îți mulțumesc tare mult. Te mai aștept cu mare drag. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Luăm o scurtă pauză și revenim.
să vorbești, să te foiești pe scaun, să mai ieși din sală, e ok la această piesă de teatru. Un spectacol creat din grijă, dragoste și înțelegerea nevoilor copiilor atipici. Creatoarea acestei piese de teatru, nemai auzită, nemai văzută și nemai trăită în România, este Oana Popa, actor de teatru de păpuși, manager de proiect al Școlii de Joacă și fondatoarea Asociației de Dezvoltare Personală Grigore Popa. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ești minunată pentru că ai reușit să urnești un proiect pe care nimeni nu l-a mai făcut în România, nimeni nu s-a mai gândit să facă așa ceva pentru copiii cu nevoi speciale. Da? Atenție! Este o luptă care se duce de multă vreme și nu de mine, ci de o mână de om, așa. Sandra Matescu, de la așa Supereroi este. Printre noi. Așa ea a început acest curent de accesibilizare culturală. Ea cred că este prima din România care a accesibilizat filmele, în primul rând pentru fetița ei, Olga, și în al doilea rând pentru toți copiii ca Olga. Și de aici încolo, apoi s-a alăturat Alin Halațiu de la Help Me Be a Rockstar, care accesibilizează concerte. Și din 2021, eu cu piesa de teatru. Da, într-adevăr, sunt prima care am făcut o piesă de teatru accesibilizată așa. Pentru că s-a mai făcut înaintea mea, dar doar pentru surzi și nevăzători. Da, tu te-ai gândit la toți copiii. Eu m-am gândit la toți copiii și m-am gândit, stând pe lângă Ruxandra și făcând voluntariat la toate, la celelalte două asociații, am văzut că nu este imposibil ca toată lumea să se bucure de un act cultural fără să fie deranjați unii de ceilalți. E o chestie doar de voință, de bună voință și de curajul de a spune da. Așa este. Hai să ne gândim așa. Cum ai pornit tu rotițele? Cum ai conceput spectacolul? Cum te-ai gândit la toate aceste lucruri? Că e ok să stai cu lumina aprinsă în sală dacă vrei. Poți absolut să ieși, poți să te foiești, poți să te ridici, poți să te duci pe scenă, poți să te duci pe scenă. Da, sigur că poți. Da. Dacă confortul tău este pe scenă, de ce noi știm nu ce avem de făcut. Ești parte din spectacol, instant. Să povestim despre ce înseamnă acest spectacol. Am mai spus-o și o mai spun. Frustrările în general și pandemia au și părțile lor bune. Au, da, chiar au. Acest spectacol a fost făcut dintr-o frustrare, pentru că în pandemie mi s-a luat absolut tot. N-am mai putut să mă întâlnesc cu copiii. Eu ajunsesem să fac un mic proiectel la Școala de Joacă. Este proiectul mare care funcționează sub umbrela asociației pe care o conduc. Școala de Joacă are alte proiecte mai mici, cămăruțe, da, așa, da, da, clase, ca să zic. Una din clase este Joaca Împreună, care era un spațiu dedicat copiilor cu dizabilități, adică o dată pe săptămână, Școala de Joacă își deschidea ușile și veneau copii cu dizabilități care se jucau împreună cu copiii tipici, fără intervenția vreunui adult. Era doar un psiholog care monitoriza, supraveghea, vedea din umbră, doar în cazul, intervenea doar în cazul în care se generau crize pe care copiii tipici nu puteau să le gestioneze. Dar altfel, vreau să spun că foarte, foarte puține ori s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că așa se întâmplă că copiii între ei nu au nicio problemă. Așa noi, este, adulții, da, avem, da, o problemă, da, dar copiii între ei știu foarte bine să-și gestioneze emoțiile, tantrumurile și așa mai departe. Da, ei comunică la un alt nivel decât exact noi suntem obișnuiți să comunicăm. Ai văzut că se înțeleg copiii din țări diferite, nici nu trebuie să-și nu vorbească, trebuie să știe, ei exact știu exact ce să fac. Ei, noi privim dizabilitatea ca pe ceva rău, dar dacă din cuvântul dizabilitate tai diz de la început, ai să vezi că e, are o cu tot o altă conotație. Așa este. Pandemia mi-a luat această bucurie să aduc copiii împreună. Părinții copiilor cu dizabilități mă sunau să-mi spună că își pierd joburile pentru că și își pierd terapiile pentru că și-au pierdut joburile și nu mai au bani. Am făcut o campanie pe Galantom și în două luni de zile am strâns doar 200 de lei. Drept pentru care m-am frustrat, da, aici, da, vine frustrarea, da, și am zis, măi, trebuie să fac ceva. Vezi că din frustrare ies, da, lucruri nemaipomenite dacă știi să o folosești. Exact. Despre asta vorbim. Eu la vremea respectivă nici măcar nu știam dacă știu să o folosesc sau nu. Și mi-am sunat colegii mai mari, care știam că sunt profesori în facultate, și am întrebat dacă primesc bătrânii la master. Și te-ai înscris la master. Am înscris la master la regie teatru de animație. Eu am absolvit Universitatea de Teatru în 1999, parcă e într-o altă viață. Da.
Și făcusem 4 ani. Deci eu practic aveam masterul făcut, normal, cum ar veni, dar simțeam nevoia să fac ceva, un soi de terapie în care, de care să se bucure toți, și tipicii și atipicii. Și m-am gândit că asta este cea mai ieftină terapie pe care o pot face cadou unor copii. Îmi iau 2 ani din viață să parcurg masterul și apoi să pot să fac lucrul ăsta și să pot să-l duc mai departe. Câți copii ai bucurat de atunci, de când a avut prima reprezentație? Și cum se numește spectacolul? Că n-am spectacolul, zis, se numește închide ochii și ai să vezi mai bine. Vine la Vinie imediat la știri și vă mai colega zice noastră, la Vinie, Chițu, da. Cum să treaba cu limba semnelor. Închide ochii și ai să vezi mai bine este o poveste adaptată după povestea Seminței, scrisă de unchiul meu, Dumitru Radu Popa, el este scriitor în America și practic aceasta este singura lui poveste pentru copii pe care a scris-o. El nu scrie pentru copii, scrie beletristică, scrie politică, scrie lucruri de oameni. Da. Dar aceasta este o poveste pe care a scris-o în momentul în care a fost nevoit să fugă din țară prin anii 80 împreună cu verișoara mea și are ca motto pentru Maia, verișoara mea, să nu uite să vorbească românește. Ce frumos! Și de la motto-ul ăsta am pornit, verișoara mea fiind ok, am pornit și m-am gândit că toți copiii trebuie să înțeleagă limba română, indiferent de ce probleme au. Așa încât m-am gândit să-i aduc pe toți într-o sală de teatru. Jucăm fiecare lună la teatru de comedie. Noi avem acum, chiar duminica asta, avem 2 spectacole, ultimele 2 spectacole din stagiune. Da. Și chiar vă rog frumos, dacă sunt părinți de copii cu dizabilități, intrați pe paginile Școala de Joacă, Oana Popa, închide ochii și hai să vezi mai bine. Și aveți acolo formularul de înscriere și îndrăzniți să vă înscrieți copiii. Participarea este gratuită pentru un copil cu dizabilități plus un însățitor. Și biletele deja, pentru cei care mai, cred că mai sunt vreo 4-5 bilete la spectacolul de ora 16. După emisiunea asta se dau și ale. Să sperăm. Și vă așteptăm cu mare drag. Închidem împreună stagiunea la Teatru de Comedie pentru acest spectacol. Și reluați când? În toamnă. Și sperăm să reluăm în toamnă. Ne bucurăm de săli pline. Suntem de 2 stagiuni la Teatru de Comedie. Am avut probleme cu instituțiile de stat că nu ne-au primit, pentru că și așa instituțiile de stat sunt sub directorat interimar de ani și nu au bani și sunt sub finanțate. Bugete și am venit tăiate, eu, da, ca să zic, deschideți frate ușile, că vin eu. Vin eu cu ai mei. Și nu s-a putut, mi s-au închis ușile în nas, drept pentru care am făcut un pas spre politică, dacă vrei, deși nu-mi place să spun că este un pas spre politică, am depus în Primăria Capitalei o propunere de proiect, de hotărâre de Consiliu, pentru a debloca, știi, există o lege, 448, un articol 21, un aliniat 5, prin care se spune că bugetul de stat ar trebui să acopere accesibilizarea și accesul persoanelor cu dizabilități la cultură și educație și sport. Da. E bine, nu s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta și deși există legea pe hârtie, toți managerii de teatre preferă să o ignore sau ok, dau acces în sală, dar dau trebuie acces să în sală, nu au rampe la intrare. Da. Trebuie să faci 10 drumuri dacă ești în scaun rulant. Este umilitor și să participi. Renunță să mai mulți vin. Mulți renunță, da, exact. Așa. Și atunci am zis, măi, dacă tot sunt prima și dacă tot nu s-a mai făcut și nu s-a mai auzit, hai că iau taurul de coarne și duc într-un fel mai departe munca prietenei mele, Ruxandra Matescu, pentru că la un moment dat, știi cum e, când te lupți de 9 ani de zile, pe același subiect și ți se închid ușile, tu având un copil cu dizabilități acasă și încă alți 2 de care trebuie să ai grijă, la un moment dat ți se ia. Așa și renunți. Și preferi să... Eu mă mir cum rezistați în condițiile acestea. Da, atunci eu, neavând nicio altă treabă, nicio altă obligație decât asta, să fac dreptate, am luat taurul de coarne, m-am bătut cu politica parte în parte, mi-au blocat proiectul de 9 ori și iată că anul acesta, grație anul electoral sau Doamne, Dumnezeu știe, proiectul a trecut și de anul acesta fiecare instituție din subordinea primăriei este obligată să aibă o producție
accesibilizată, cred că trebuie să ieșim. Ești minunată, dar trebuie să luăm un material. Acum ești minunată, Oana, felicitări. Eu te aștept din nou. Uite, când dai din nou drumul spectacolului în stagiunea de toamnă, vino și mai povestește-ne și mai vino cu noutăți și cu tot felul de lucruri minunate. Vă așteptăm duminică, 16 iunie, ora 12 și ora 16 la Teatrul de Comedie. Intrați pe link-uri, intrați pe bilete și haideți, închidem stagiune. Biletele, luați-mi. Luați-mi și locurile. Și locurile gratuite. Mulțumesc, Oana, ești minunată. Mulțumesc și eu. Felicitări. Te mai aștept cu mare drag la Părinți la Fix. Mergem mai departe și vorbim despre ghidul pentru părinți al alergiilor la copilași. Educarea copiilor este o călătorie plină de provocări, iar stabilirea unor limite clare și consecvente este crucială pentru dezvoltarea lor armonioasă. De multe ori ne găsim în situații în care dorim să fim fermi pentru a le oferi copiilor noștri un cadru clar și sigur, dar în același timp vrem să păstrăm o atmosferă de iubire și înțelegere. Este o balanță delicată, dar nu imposibilă, iar astăzi vom discuta despre strategii care ne ajută să impunem reguli și limite, fără să fim prea duri, dar nici prea permisivi, cu Andrei Ionel Mocanu, psiholog cognitiv-comportamental. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit și eu! Este o mare provocare aici și noi știm prea bine, ca părinți de copii mici, am trecut prin foarte multe tantrumuri, crize, furii, de la temir ce, da? Că așa fac copiii în primii ani de viață, care sunt cei mai dificili. Probabil că lucrurile se mai temperează, nu? După când mai cresc puțin. 4-5 ani, nu? Depinde mai cum vezi punem limite până atunci. Eu asta știu, dacă vreau să știu dacă mai vezi luminița, așa. Hai să înțelegem de ce reacționează copiii așa la unele situații și să vedem ce înseamnă de fapt să impui limite și cum să le facem, știi, ca să ne fie și nouă bine și bineînțeles și lor, să nu-i traumatizăm. Bun. Așa cum spuneai tu, de cele mai multe ori atunci când apar limitele, apar și crizele de furie, frustrarea, nemulțumirea. Acum, dacă ar fi așa să dăm timpul înapoi pentru fiecare copil, este absolut normal să se întâmple așa, pentru că încă din perioada intrauterină copilul stă acolo într-un loc călduț, toate nevoile îi sunt satisfăcute, nu îi spune nimeni nu, el primește totul gratis, ceea ce îi place foarte mult. Vrem și noi. Apare pe lume, exact, da, apare pe lume, plânge un pic, a deschis gurița, imediat cineva l-a luat în brațe, a început să-l, nu știu, să-l gâdile, să-l plimbe și așa mai departe. Deci, în continuare, nevoile lui sunt satisfăcute la cel mai mic scâncet. Doar că el crește și cumva în jurul vârstei de, nu știu, un an și jumătate, doi ani, când deja începe să meargă și să fie curios, să bage degetele peste tot sau să facă prostii, noi începem să-i spunem nu. Nu pe care el nu l-a auzit foarte des până acum și absolut normal și firesc. Și nu înțelege, te-ai văzut privirea? Exact, nu înțelege ce, da, acum, ce vrei de la mine? Ce înseamnă? De ce înseamnă asta? Să fac asta? Și atunci apare frustrarea. Până acum primeam, aveam voie, exploram, totul era ok și frumos, iar din momentul acesta aud nu, e periculos, nu ai voie acolo. Din acest, adică am explicat tot acest lucru pentru că este important să înțelegem frustrarea copilului. Și este important să înțelegem că cel puțin la vârstele mici, da, un an și jumătate, doi ani, când ei deja încep să prindă ideea de regulă și de limită, este cumva, este important să impunem limitele, că aici vreau să ajung. Da? La vârsta aceasta nu negociez copilul și nu explic foarte mult, da? Pentru că vorbim de siguranță și eu trebuie să impun limitele. În momentul în care copilul crește și se familiarizează cu ideea de limită, de regulă, sigur, îl implicăm în stabilirea acestor limite și îl facem părtaș, adică chiar să-și dea cu părerea, să spună cum ar rezolva o situație, cum putem formula o limită și așa mai departe. Dar la vârstele acestea mici este foarte important ca noi să le impunem pentru că vorbim de siguranță. Cum facem treaba asta? Da, pe ce tonă facem, exact. Că asta e, da. Aici e important. Aici este foarte important să vedem cumva din două perspective. Așa cum ai spus tu mai devreme, ideea de fermitate, ok, am așteptări de la tine, este vorba de siguranța ta, de nevoia mea de a te ști în siguranță și de a te ști bine și totodată am așteptări de la tine. Da? Vreau ca tu să înțelegi lucrurile acestea. E, atunci când copilul este foarte mic, schimbul acesta nu are loc și atunci mergem, așa cum spuneam mai devreme, trebuie. Facem punct. Chiar dacă asta înseamnă să mă opresc de foarte multe ori și să fac același lucru. Exact. Nu știu, copilul sare în canapea, iar eu trebuie să îl iau din canapea și să-l pun jos de foarte multe ori. Da? Spunându-i pe un ton
calm, cald, este periculos, te poți accidenta, nu avem voie să facem treaba asta. Da? Da. În momentul în care copilul crește și noi prindem deja mai multă siguranță, copilul poate să învețe deja limitele acestea și prin consecințele naturale care pot să apară. Îi explicăm. Sari pe canapea, nu știu, rup canapeaua, da. Doi te lovești, poți să sari, sigur, să cazi jos. Sau chiar prin ceea ce experimentează el. Da. A sărit din canapea, a căzut, s-a accidentat, da? Deci nu vorbim de situații neapărat super periculoase, dar situații pe care le poate gestiona, le poate el trăi. A sărit, s-a lovit, ok, sunt lângă tine, îmi pare rău, hai să vedem data viitoare ce putem să facem. Dar noi spunem, vezi, știi, acea replică, vezi ce ai făcut? Da, putem să facem treaba asta, doar că în momentul în care ne dorim ca cel mic să învețe limitele prin propriile experiențe, trăind propriile consecințe ale acelor experiențe, noi trebuie să ne învățăm să ne controlăm. Da. Adică sunt acele situații, cum vorbeam și mai devreme, sare în pat sau umblă prin ploaie, da? Și îi spun, ia-ți pelerina, ia-ți umbrela, o să răcești, că nu știu ce. Da. Îmi dau seama că nu e nimic atât de tragic și de periculos dacă stă în ploaie, o să suporte pentru că o să vadă strănutat mucii și așa de după. Da. Și aceasta este o consecință naturală. Uite, s-a întâmplat treaba asta, acum ai răcit și vom fi nevoiți să stăm în casă o perioadă până tu te simți mai bine. Mai sunt situațiile acelea când ei sunt foarte mici, de exemplu, și au accesele astea de independență, pe la 2 ani și un pic când încep așa accesele astea și nu vor să se îmbrace, de exemplu, cu anumit lucru, știi? Și cumva o părintele zice, ok, nu te îmbraci, atunci stai 10 minute, probabil că o să ți se facă frig și o să vii tu la mine după aceea să vrei să te îmbraci, nu? Adică astea sunt lucruri trăite. Astea sunt consecințele naturale care apar firesc. Adică fără nu eu... insiști degeaba, că oricum nu te înțelegi, oricum e în criză. Nu? Plus că sunt copii care au nevoie să treacă prin niște situații. Okay, da? Plus că dacă el se află deja într-o criză de furie, el nici nu ne mai ascultă foarte mult. Și atunci este important cât putem în anumite situații să le lăsăm să experimenteze. Și aici părinții își pierd cumpătul, pentru că acel plânset devine absolut înnebunitor pentru părinte, care se simte, se aprinde, devine nervos, că nu-și calmează copilul, da? Poate că se mai uită și în jur, că mai vezi niște priviri din astea ațintite asupra ta și zic, a, păi, dar ce faci, nu vezi cum face, nu poți să controlezi copilul. Și sunt foarte mulți factori acolo pe părinte, da? Da. Și aici intervine măestria, arta. Aici este foarte important să învățăm ca noi adulții să ne ascultăm emoțiile, da? Pentru că noi de cele mai multe ori nu le ascultăm, reacționăm. Da, și este important cumva să stăm un pic, să ne gândim, ok, face tot ce ai spus tu mai devreme, mă enervează, îmi vine să-i fac tot felul de lucruri, dar este normal să simt lucrurile acestea. Da, e normal să fiu furios, pentru că orice părinte, oricât de relaxat ar fi, oricât de pregătit ar fi, are momente în care se enervează și este normal să simțim lucrurile acestea. Dacă îi zici și pe fond de oboseală, stres și mai știu ce ai mai făcut în ziua aia. Atât mai mult. Da. Deci este important cumva să ne ascultăm emoțiile și să le acceptăm. Asta odată. Doi, trebuie să ne gândim cumva că noi cerem în momentul acela de la copil ca el să se liniștească, iar eu nu reușesc să fac treaba aceasta. Și atunci, unul din cei doi, din cei doi actori implicați, va trebui să dea un pas în spate. Ok, pot să am așteptarea ca cel mic să facă treaba asta, dar este o așteptare nerealistă, cel mic nu va face treaba asta pentru că nu are abilitățile necesare și atunci eu cu mai multă experiență și cu, nu știu, mai multe cărți de parenting citite, pot să spun ok, e momentul să opresc pentru că altfel nu vom face altceva decât să escaladăm și să ajungem de cele mai multe ori la conflict. Da. Și eu degeaba am pus limită dacă el în momentul acela poate să se oprească din criză și să respecte limita doar pentru că o face din frică. Nu mai vorbim de limită acolo, vorbim doar de teamă. Cum se traduce lipsa asta de a impune limite pentru copil, mai departe în dezvoltarea lui, în comportamentul lui față de ceilalți și, bineînțeles, mai târziu, când va ajunge la școală și lucrurile vor fi mai serioase? Cu siguranță vorbim de un copil căruia va fi greu să respecte regulile în cadrul grupului și aici apar situații în care copilul poate fi respins, dar este evitat de către ceilalți. Pot apărea probleme pe partea de respectat regulile în clasă. În momentul în care nu primești atenție acum sau va trebui să aștepți până ajung la tine și mai am 2-3 copii până ajung la banca ta, lui va fi dificil să înțeleagă lucrurile acestea și nu va face cu răutate pentru că nu vrea, pentru că este răsfățat sau nu știu cum să zic eu, ci pentru că nu a avut contexte sănătoase de învățare. Lui nu i s-au pus limitele. Pentru că așa cum am început și discuția, limitele trebuie impuse la început. Partea aceasta de parenting sau de educația a copilului este ca și un pod care are nevoie de margini pentru siguranță.
Dar uite, există așa, sunt cupluri în care, să zicem, mama e mai fermă, mama este cea care impune limitele, da, nu face, nu drege, nu. Și poate tatăl e mai lax, e mai relaxat, e mai, ai, lasă, dragă, că e, cum se întâmplă lucrurile în cadrul cuplurilor acestora, care trebuie să ajungă la un consens. Și ok, tu vrei să crești un copil relaxat și liber, dar copilul, cum tocmai vorbim, are nevoie de limite. Și atunci cum armonizezi asta? Relaxat și liber înseamnă până în punctul în care eu deja țin calc ție regulile. Adică eu pot să fiu relaxat și liber, dar până să ajung deja să manifest comportamente care te pot deranja sau te pot pune în nesiguranță. Și atunci în situații de genul acesta, pentru că există des părinți care sunt diferiți ca și stilul de parenting, este important, sau cel puțin ce am încercat eu să fac cu ei, este să stabilim anumite contexte, cine când cum intervine. Okay. Da? Spre exemplu, cred că ieri vorbeam cu cineva și îmi povestea că tatăl nu are răbdare când cel mic este la baie și țipă, că nu vrea să iasă și așa mai departe, și de cele mai multe ori intervine. Și am zis, ok, cine se ocupă în mare parte? Mama. O vom lăsa pe mamă să gestioneze situația respectivă, pentru că o făceam mult mai bine în momentul respectiv decât tati. Este important să ne cunoaștem diferențele acestea, să le acceptăm și să împărțim cumva responsabilitățile. Asta o dată. Doi, este important cumva atunci când punem limite, vorbeam mai devreme de impus, da, de partea asta de autoritate cumva, dar în paralel să nu uităm ideea de empatie și de înțelegere. Știu că ți este dificil să mănânci mai întâi cina și apoi să mănânci desertul. Da? Adică nu mergem doar pe ideea de îmi pare rău, acum mănânci cina, după mănânci desert. Că așa ți-am spus eu. Da. Da? Mergem cumva pe ideea, știu că ți este dificil, știu că ți-ai dori foarte mult, sau ne putem duce chiar în zona de imaginar, de glumițe. Oh, cred că ai mâncat o dita mai prăjitura, înțeleg că ți-e foarte poftă, ai mâncat o tonă de prăjituri și spune, da, mi-e foarte poftă. Ok, mâncăm mai întâi cina și după putem mânca ce ai tu. Nu există altă opțiune. Dar îl validez cumva. Știu că este dificil, că ar vrea acum, doar că eu rămân pe poziții, nu dăm înapoi. Andrei, avem o rubrică faină aici, se numește Întrebările părinților și bineînțeles că am pregătit și pentru tine o întrebare. Cum putem lucra noi cu noi ca părinți? Apropo de tehnici, apropo de calmare, apropo să nu le lăsăm pradă emoțiilor, care sunt ok, suntem făcuți din emoții, dar să nu escaladeze conflictele astea între noi și copii. Cum ne centrăm? Așa cum spuneam mai devreme, este foarte important să mergem pe partea asta de acceptarea emoțiilor. Doi, de exercițiu. Faptul că eu mi-ascult emoțiile, corpul, da, știu ce simt și așa mai departe, nu este suficient. Am nevoie de exercițiu pentru că eu până acum, de fiecare dată când inima îmi bătea foarte tare, când îmi tremurau mâinile și îmi venea să lovesc și simțeam furie, am făcut treaba asta foarte mult timp, nu o să-mi iasă din prima și atunci am nevoie de exercițiu. Va trebui să aleg anumite situații în care frustrarea mea sau furia mea este la o scală mai mică și atunci pot să amân reacția. Da? Uite, acum îmi vine să țip. Așa, ok, și voi lua o pauză de 3-4 secunde pentru început, după care voi veni și voi discuta cu tine. Bun. Și atunci când facem, de exemplu, referire la copil și spunem că nu ai făcut nu știu ce bine sau mai departe ce a făcut el, ar trebui să facem referire în discursul nostru la emoțiile noastre, dar și la comportamentul lui, nu? Adică nu-l taxăm pe el, pe copil, că ești un copil rău. Ți-am zis că nu trebuia să faci asta. Uite, spre exemplu, pe acea amânare în relație copil, poți să-i spun, ok, sunt foarte furios acum și prefer să-mi iau o pauză, mă voi întoarce și vom discuta despre treaba asta. Da? Las-o pe mămica un pic să se relaxeze. Exact. Da? Chiar dacă mama nu se va relaxa total, pentru că vorbim de câteva secunde, emoția va fi acolo, dar mama va fi un pic mai pregătită să facă față unor situații de genul acesta, cu siguranță copilul va fi și el cumva surprins, pic, ok, ce se dâmplă, ieși din cameră, de ce, că de obicei până acum stai cu gura pe mine. Dar îi oferim și un context de învățare și amânarea, dar început cu situații simple, deci nu mă duc acolo unde copilul face o criză de furie de care eu mă tem și este dificil să o gestionez, pentru că nu voi reuși atunci. Așa este, Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție, a fost foarte faină ca de obicei și bineînțeles că te mai așteptăm cu mare drag la Părinți la Fix. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc, dragilor, că ați rămas alături de noi. După cum bine știți, suntem aici pentru voi de luni până vineri la Metropola TV de la ora 11. Vă așteptăm alături de specialiștii noștri la Părinți la Fix. Aveți o zi minunată!